ziua, domnul Cristian Terheș, unul dintre candidații Partidului Social-Democrat la alegerile europarlamentare din 26 mai, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Terheș, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Cine este Cristian Terheș, candidatul Partidului Social-Democrat la alegerile europarlamentare? Pentru cititorii noștri. M-ați chemat cu numele de Cres, cum sunt cunoscut în Statele Unite. Numele meu, de fapt, din certificat este Cristian Terheș. Am emigrat în Statele Unite la finele anului 2002 și pentru că americanii aveau o dificultate să scrie Cristian fără H, atunci au zis mai bine să-ți spui Cres, Chris, și atunci nu ne mai complicăm să nu scriem greșit. Și de atunci am rămas cu acest nickname, cu această poreclă, să zic, de Cres și cumva mi s-a împământenit. Cum spuneam, sunt plecat de peste 16 ani în Statele Unite, sunt original din localitatea din municipiul Zalău, județul Sălaj, am copilărit în județul Sălaj, acolo mi-am terminat liceul, după liceu am mers la seminarul greco-catolic din Oradea, iar după ce am terminat seminarul am emigrat în Statele Unite, în statul California, să fiu mai precis. Odată ajuns în California, m-am angajat pentru o firmă din domeniul medical, mă rog, am obținut, să zic, un job care era în momentul respectiv și încet, încet m-am ridicat în firma respectivă până am ajuns în poziția de director de Business Intelligence, cea mai înaltă poziție, spune, din domeniul tehnic, care se putea, sau tehnologic, care se putea obține în firma respectivă. Paralel cu faptul că lucram, am fost și preot în Statele Unite în toată această perioadă, am deschis o biserică, am încercat să-mi ajut semenii frații români care au plecat, unii după 89, alții exilați înainte de 89. Am cunoscut, aș spune, dramele, bucuriile, tristețele românilor plecați, pentru că, chiar dacă ești într-o societate, aș spune, care din punct de vedere economic o duce mai bine decât România, în sufletul tău tot România rămâne acasă. Tot dorul de casă rămâne. Și chiar am observat și le-am și zis și în ultima predică pe care am avut-o la biserică, știți, de fiecare dată, că, mă rog, când pleacă câte unul din state sau dintr-o comunitate, din biserică, zice, merg în România să-mi văd părinții sau merg de Crăciun, de Paști. Lumea nu spune merg în România, ci spune merg acasă. Deci acest acasă, home, a rămas România, chiar dacă suntem departe. De partea cealaltă, casă, e acolo, știți, pentru că acolo, mă rog, ți-ai făcut o viață și cumva suntem înrupți între aceste două lumi, între acasă, care e România, și casa care ții, mă rog, care unde ții prin jurul lumii. Și cumva prin această candidatură, acceptând această propunere de candidat pentru alegerile europarlamentare, un obiectiv pe care îl avea este să vedem, pentru cât mai mulți români care au casa departe, să o aducem înapoi în țară, să fie și casă și acasă aici. Deci, iată, sunteți unul dintre exemplele că românii se întorc acasă. Ce v-a făcut, practic, să vă întoarceți în România? Cum spuneați, Statele Unite este o mare diferență, da, față de România. Ce v-a făcut? Ce v-a determinat să vă întoarceți? Fiind preot în state de atâta timp, paralel cu aceasta, fiind foarte implicat în tot ceea ce ține de activitate civică, vis-a-vis de apărarea drepturilor omului, vis-a-vis de chestiuni ce țin de independența justiției, chiar lupta anticorupție, ca o paranteză, că multă lume întreabă, sau unii chiar mă critică, să spun, păi tu ești preot, ar trebui să te ocupi numai de cele sfinte, ce treabă ai tu cu justiția și cu drepturile omului? Dar dacă vă uitați, de exemplu, cel puțin în societatea americană, așa am fost cumva educați. Dacă vă uitați, de exemplu, la mișcarea pentru emanciparea negrilor, nu, Civil Rights Movement, de exemplu, a fost condusă de pastorul baptist Martin Luther King. În Transilvania avem o întreagă istorie de prelați, de episcopi, preoți care în decursul anilor, în ultimele sute de ani, au pledat pentru drepturi și libertăți. Deci cumva mi-am văzut misiunea aceasta de preot, nu numai ca o persoană care stă în fața altarului și aduce rugăciune în fața lui Dumnezeu, ci și ca o persoană care se luptă, propriu zis, ca turma pe care o păstorez, nu, să aibă drepturile respectate și să încerce să o ducă mai bine în această lume. So, cumva activând pe acest plan dual, nu pe de parte în planul spiritual, pe de la partea ceea ce se întâmplă în lume, am fost foarte implicat în chestiuni ce țin de întărirea statului de drept în România, drepturile omului, libertatea religioasă și la un moment dat mi s-a făcut această propunere de a candida pe lista Partidului Social-Democrat cu sprijinul Partidului Național Țărănesc, Creștin și Democrat și, mă rog, analizând situația, evaluând, am spus, cred că sunt și la o vârstă unde am acumulat enorm de multă experiență, peste 16 ani trăind în cea mai puternică democrație. Am ajuns, din punct de vedere profesional, aș spune, și nu mă refer pe partea de biserică, cât pe partea asta de business, foarte sus, adică am învățat și partea alaltă de business. Cred că din anii aceștia, din experiența pe care am acumulat-o, pot să dau înapoi României experiență, putere de muncă și tot ceea ce am învățat acolo, să încercăm să facem în fond și la urma noi din România o țară ca afară. Și cred că democrația americană, pentru cine a trăit în Statele Unite o atât de lungă perioadă, te învață să vezi lucrurile într-un fel diferit decât să văd aici. Cum a fost saltul la politică? Și cum au reacționat apropiații? Presupun că a fost o surpriză și pentru ei. A fost o surpriză, nu numai, pentru că nu a fost o chestiune programată din timp, să spui că te pregătești. Pur și simplu am fost sunat și mi s-a făcut această propunere. Uite, avem poziția asta, ți-am văzut în decursul timpului activitățile pe care le-ai făcut. Știm că ești un patriot, faptele mele au dovedit-o și am dorit să-ți oferim această poziție dacă ești interesat. Și ai, cât să zic, 24 de ore să te decizi. Și vă dați seama, era o decizie care îți răsturna, de fapt, întreaga viață. Nu? Că aveai o viață foarte bună în America. Practic, trebuia să puneți capăt la... Am și pus capăt. Ceea ce deci, ați făcut exact, până atunci. Exact. Pentru că am venit în România, de exemplu, pusesem în România pentru, mă rog, câteva chestiuni personale atunci. Atunci mi s-a făcut propunerea, a trebuit să rezolv faza cu candidatura, vă dați seama o mulțime de acte, de hârtii, de documente. Iar după ce s-a făcut lista și a rămas finală, s-au depus documentele la BEC, a trebuit să mă întorc în Statele Unite pentru câteva zile, circa 8-9 zile. Vă dați seama, să-mi dau demisia de la serviciu, să-mi rezolv problema cu biserica. Să vă și mutați într-un final. Vă dați seama și... Nu știu, vină cu haine, vină, că am fost total nepregătit pentru un asemenea salt. Dar e o oportunitate, în fond și la urma urmei, nu pentru tine, că altfel că mulți au zis, zice, cumva te-ai aruncat în gol. Să vii din Statele Unite, unde avea o viață bună, să vii aici, unde cumva totul ești pe niște plăci tectonice, cum ar veni. Ce v-au spus cunoscuții, comunitatea de acolo? Vă dați seama că credincioși au fost oamenii pe care i-am slujit atâta timp, mulți au fost supărați, zice, cine o să mai fie cu noi? A fost o reacție din aceasta. Pe partea cealaltă au zis, știm că ai făcut atâta timp, atâtea lucruri pentru România și suntem convinși că dacă mergi în Parlamentul European, știți cum spun americanii, you will shake things up, o să scuturi tot acolo, pentru că au văzut ceea ce am făcut în decursul timpului. Și din punctul acesta de vedere, pot să zic că am avut o susținere absolut totală din partea oamenilor. Familia, vă dați seama că a fost... Când am plecat în Statele Unite, mi-am lăsat toată familia aici. A fost numai familia din partea soției care era în state, de familia din partea mea, toată era aici, părinți, bunici, sora mea, nepoți. Deci, practic, a fost o bucurie pentru exact. Ei să, deci, au zis, să vă întoarceți. Exact. Și știți, cumva, cum am spus și la Craiova când am fost, e una, ești afară și, mă rog, urmărești emisiunile televizate, citești presa, cauți să fii cât mai aproape de casă, dar e alta situația când ești în mijlocul românilor și, mă rog, te simți cu adevărat acasă și vezi pulsul. Din punctul acesta de vedere a fost din partea familiei o reacție de bucurie. Prietenii cu care am colaborat au fost impresionați și pot să zic că am fost la rândul meu surprins de foarte mult sprijin pe care l-am primit din partea foarte multora, cu atât mai mult oameni care n-au fost implicați în politică și chiar oameni care n-au votat Partidul Social-Democrat. Au spus, ok, acum ești pe listă, te cunosc, avem un motiv. O să te votez. Și am zis, în fond și la urma urmei, este ceva ce poți să faci pentru țară și unul dintre moturile mele este motoul lui JFK, care spunea, nu te uita ce poate să facă țara pentru tine, ci uite-te ce poți să faci tu pentru țara, știți? Și cum ziceam la început, experiența acumulată în Statele Unite, în diaspora, trăind în cea mai prosperă și puternică democrație din jurul lumii, cred că îți oferă te face să acumulezi o cunoștință de ceea ce înseamnă cu adevărat un stat democratic. Și o altă viziune. Exact. Și atunci poți să oferi ceva nou, aș spune, să aduci ceva nou în tot acest discurs. Și cred că din Parlamentul European voi putea să fac mult mai multe lucruri pentru România decât am putut să fac din poziția de reprezentant a societății civile din state și în capreot. Ați început să ne povestiți cum ați fost ofertat, dacă pot să spun așa, de către PSD. Practic, cine v-a sunat de la PSD să vă spună, să vă propună, haideți să candidați pe lista noastră? De... Da, a fost din conducerea PSD-ului. Domnul Liviu Dragnea. Din conducerea PSD-ului telefonul respectiv și, mă rog, am venit la București pentru a avea o discuție, vă dați seama că a fost o propunere din asta pe telefon și a fost necesar, am zis, ok, vin să ne întâlnim față în față, să vorbim și în momentul acela am avut o discuție personală cu domnul Liviu Dragnea și i-am zis, știți, eu, am o poziție din asta, uneori nu-s regimentat să pot să spui că în decursul timpului am făcut una sau alta, a spus, singurul lucru pe care îl dorim de la tine este dacă ajungi în Parlamentul European să te bați pentru România, exact cum te-ai bătut din Statele Unite. De ce Partidul Social Democrat? Am văzut că este o formațiune politică destul de controversată, ce obțin zilele acestea. De ce Partidul Social Democrat? Cum spuneam, a fost o înțelegere între Partidul Național Țărănesc, Creștin și Democrat și Partidul Social Democrat pentru a susține această candidatură. A fost cumva o înțelegere între cele două partide pentru a mă sprijini pe mine pentru această poziție și atunci, decizia forurilor de conducere a fost să mă pună pe locul respectiv și să am de partea cealaltă și sprijinul Partidului Național Țărănesc, Creștin și Democrat. De ce Partidul Social Democrat? Adevărul este că în momentul de față, dacă stăm și ne uităm, chiar eu am fost în decursul timpului critic cu anumite poziții publice ale unor reprezentanți al Partidului Social Democrat. Aș spune cumva regretul astăzi este că am ajuns ca singurul partid din politica românească care să vorbească despre drepturile omului, despre respectarea libertăților și drepturilor fundamentale să fie Partidul Social Democrat. Prin urmare, punând în balanță valorile fundamentale, universale, care au creat democrațiile vestice în care am trăit atâta timp și opiniile politice divergente pe care le poți avea pe anumite chestiuni, am spus valorile respective sunt mai importante și dacă am această oportunitate de a merge în Parlamentul European să susțin valorile respective, să fie respectate și protejate în România, am să accept oferta respectivă. Cum ați fost primit în Partidul Social Democrat? Cum a fost prima zi de politician? Ar fi foarte multe de spus aici, în primul rând pentru că îți răstoarnă întreaga preconcepție pe care o ai despre ceea ce înseamnă viața politică. Ani de zile, primari, consilieri locali, de exemplu, au fost umiliți, hărtuiți în presă, în asta că sunt corupți, nu știu ce. Întâmplarea face că am întâlnit un grup de primari la câteva zile după ce m-am înscris în partid și am vorbit cu ei pe chestiuni, care interesează pe ei. Știți? Am vrut să înțeleg mai bine care le sunt problemele din comunitățile lor. Și am găsit oameni absolut minunați. Oameni care nu s-a pus problema de partid, că noi, domnule, vreau să fac asta, vreau să asfaltez ulița, vreau să aduc lumină, vreau să instalez, de exemplu, să am Wi-Fi în comună, vreau să fac, deci știți, lucruri de genul acesta unde discuția era despre oameni. Și, din păcate, în discursul public din România, când se vorbește despre oficiali publici, nu se mai vorbește despre oameni, despre acești oameni care, în fond și la urma urmei, își oferă din viața lor să aducă un serviciu și să se pună în slujba comunității. Și din punctul acesta de vedere am fost absolut impresionat de deschiderea pe care a avut-o, nu atâta față de mine, a fost, din punctul acesta de vedere, spun de reacția pe care eu am avut-o față de poziția lor. Adică oameni care chiar s-au interesat și erau preocupați de bunăstarea comunităților, pentru că eu le-am spus, uitați, eu vin din Statele Unite, sunt nou în partid, unii, mai ales acum în zona Sălajului, unii mă cunoșteau mai de mult, sau m-au văzut pe la televizor, acum mă vedeți în față. Dar zic, vreau să fiu vocea voastră, vocea comunității de aici, în Parlamentul European. Vreau ca voi să-mi spuneți ce probleme aveți aici. Atunci am început. Știți, uite, am vrea să facem asta, am vrea să facem asta. Și mi-am dat seama de dinamismul societății românești și de partea cealaltă, de nevoile care există în societatea românească și poate ar fi bine să se găsească un astfel de numitor comun, să-i pui, nu știu, și pe unii de la un partid și pe ceilalți să discute pe astfel de chestiuni, pentru că e absolut fantastic. M-au contactat, de exemplu, primari din PNL, V-au contactat primari din PNL? Au spus, domnule, te-am văzut în decursul timpului, ți-am văzut pozițiile publice, nu știu ce, și noi suntem de acord cu ceea ce spui. Pentru că toată această presiune care există pe primar, pe consilieri, nu e favorabilă nici celor din PNL. Pentru că oamenii nu mai pot semna, vă dați seama, documente, ani de zile nu s-au semnat, de frică, de cutare. Și au spus, uite, vrem să... Și noi avem, cum e în Transilvania, cu autostrada pe acolo, știți ce avem. Bună oară! Știți, vin dintr-o, ca o paranteză, vin dintr-o societate unde cei care candidează pentru o funcție publică merg cu ideea că intră în serviciul comunității. Și asta am și spus, dacă o să vedeți în mesajele mele publice, atâta timp mi-am servit oamenii ca preot din fața altarului, acum o văd asta ca o misiune, să zic așa, de a servi, de a sluji semenii din poziția de europarlamentar. Și discutând cu ei despre problemele pe care primarii PNL le-am dat seama, păi, sunt exact aceleași probleme ca și primarii PSD. Atunci, de ce nu putem să ne așezăm toți la masă și să spunem, domnule, uite, sunt probleme cu străzile, sunt probleme cu, de exemplu, sunt atâtea localități fără un dispensar, fără doctor, nu? Contează că primarul e de la PNL sau că e de la PSD? Oare oamenii care suferă nu sunt tot români? Știți? Și atunci, în loc să discutăm despre ceea ce ne desparte, hai să vedem cum putem vorbi despre ceea ce ne apropie și aceste puncte comune pe care le avem să facem ceva împreună. În discuția pe care am avut-o cu primarii din Sălaj, de exemplu, o problemă pe care au abordat-o a fost situația autostrăzii. Știți că autostrada Transilvania... E o problemă națională acum. Este, dar la noi acolo, la noi a fost, știți, de ani de zile, cu bectelul, cu, știți, și lumea era foarte, avea foarte mari așteptări de la această autostradă. Și eu le-am spus, zic, uitați, vin dintr-o societate unde cel care intră în serviciu public nu vine ca reprezentant al vostru și va face tot ce stă în puterea lui să ajute comunitatea. Acum sunt la București. Vă spun că astăzi prima întâlnire pe care am avut-o în această dimineață la ora 9 a fost cu Ministrul Transporturilor. Am solicitat o întâlnire cu Ministrul Transportului, cu Ministrul Transporturilor personal, pentru a-mi spune care e situația autostrăzilor din România în general și Transilvania în special. Pentru că ce răspuns ați primit? Că sunt curioasă. E un om absolut fantastic. Deci mi-a explicat, se vede că știe detalii. Știți că acum, în decursul timpului, având poziția pe care am avut-o din state, m-am întâlnit cu foarte mulți oficiali. Și îți dai seama dacă un oficial public, mă refer la nivel de ministru, prim-ministru, dacă e un om care știe detaliile, adică controlează situația, sau e numai un om care stă într-o poziție și sunt alții sub el care fac lucrurile și cumva el e detașat. Am văzut în cazul de față un ministru al transporturilor foarte angajat în ceea ce înseamnă construcția de autostrăzi. Era la punct cu toate construcțiile, detalii, unde se construiește, unde e în faza de proiectare, unde e cutare, termene, tot. Și, mă rog, am primit asigurări din partea dânsului că lucrurile merg înainte, știți? Uitați, asta a fost un exemplu de poziția, spune, sau de activitatea unui oficial public, care atunci când comunitatea spune, uite, avem o problemă, hai să vedem care este. Exact. Și acum, evident, când mă întorc mâine înapoi în zonă, am să spun, uitați, m-am întâlnit cu... Asta mi-a spus că se întâmplă așa, se va face tunel prin Muntele Meseș, de exemplu, pentru autostradă. Deci sunt lucruri, știți... Dacă ai această deschidere și această dorință de a fi un fel de liant între comunitate și oficial, cred că poți face foarte multe pentru țara asta. Și cumva cu această viziune vin din Statele Unite și așa vreau să-mi fac mandatul. Am văzut că vinerea ați fost la Craiova, la meeting-ul organizat de Partidul Social Democrat. Cum a fost? Dați-ne câteva detalii de culise din... Da. De la această întâlnire cu craioveni. Exact. În primul rând, cum am spus și în discursul respectiv, mă rog, la sfârșit, intrând, vă dați seama, am mers cu cineva cu mașina din București, anumite străzi erau blocate și n-ai putut intra exact în piața acolo unde s-a făcut. Și atunci a trebuit să ocolim un pic. A fost o bună oportunitate de a vedea orașul. Merge orice persoană interesată pe internet, vede pozele orașului cum era în urmă cu 6-7 ani, mă refer la centru, și cum arată acum. Absolut fantastic. Minunat, ați arată oraș pus la punct, deci dacă iei fotografii din orice oraș occidental, capitală occidentală, și compari cu centrul Craiovei, nu-ți dai seama dacă stai din România sau celelalte dintr-o țară. Deci din punctul ăsta de vedere... Foarte dezvoltat. Exact, bine administrat, curat, drumurile fără gropi, fără fațadele clădirilor pregătite tot. După aia am ajuns la locul cu întâlnirea și începeau să vină oameni. Am stat un pic de vorbă cu câțiva oameni pe care i-am întâlnit pe acolo, cetățeni care veniseră la protest și am schimbat câteva cuvinte cu ei. Am văzut, vă spun, oameni de vârste diferite, din domenii sociale diferite, exact România reală. Ce deci, v-au spus oamenii? Unul era preocupat de problema sănătății, de exemplu, oameni în vârstă, pensii, cei tineri, domnule, cum să facem cu, nu știu, să-mi deschid o afacere. Problema, de exemplu, ce am observat, foarte multă lume de acolo era preocupată de faza cu roșiile, cu ce au ei pe acolo prin Oltenia. Știți, pentru mine era o noutate, nu numai meeting-ul în sine. Era prima dată când am fost în Oltenia, am mai trecut prin, când mai mergi cu mașina de la București în Transilvania, treci pe ruta, știți, pe la Râmnicu Vâlcea pe acolo, dar niciodată n-am mers în jos, în sud, către, în zona respectivă și a fost, pentru mine a fost o experiență nouă și absolut fantastică, să zic așa, din punctul acesta de vedere. Am văzut oameni minunați, mă rog, zona era foarte faină, cum a zis ca la noi, știți, foarte faină. Și, iar după aia am intrat în primărie și domnul s-a pus problema, s-a venit timpul, ok, e timpul să mergem pe scenă. Adevărul e că am avut toți impresia că eram în primărie, că scena e, ok, ieșim din primărie și scena e chiar lângă primărie. Da, de unde? Era în capătul opus. Și cred că ați văzut la televizor ce, mă rog, și oamenii, treceai pe lângă oameni, te salutau, te foarte mulți oameni, da. Am înțeles 45.000, spunea cel puțin, Liviu Dragnea. Adică a fost ceva, cât vedeai cu ochii, cel puțin de la scenă, extrem de mulți oameni. Dar vedeai pe ei entuziasm, chiar erau impresionați, mă rog, de întâlnirea respectivă. Pe drumul respectiv, mă rog, se mai apropia cineva de tine, strângea mâna, v-am mai văzut la televizor, bine că ați spus, bine că ați zis. Și îți dai seama că, domnule, și uite aici, ai un grup mare de români care au anumite așteptări de la țara aceasta, mergi în Transilvania, au alții, știți, și îți dai seama că România nu e o țară mai nasoală, să zic așa, decât alte țări, cum vor foarte mult să ne portretizeze. Avem foarte mult potențial, avem oameni minunați și cred că e rolul nostru al celor aleși să scoatem acest potențial pe care țara aceasta și oamenii aceștia l-au, să facem din țara asta o țară mai frumoasă și mai prosperă din punctul acesta de vedere. Pe final, care sunt planurile dumneavoastră pentru Bruxelles? Ce veți face odată ajuns la Bruxelles? Da, obiectivul meu, să spun așa, unul dintre obiectivele pe care le am este să fiu membru în Comisia Libertăți. Sunt extrem de preocupat de ceea ce înseamnă respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în România și din respectiva comisie poți să faci foarte multe lucruri, să te asiguri că, de fapt, valorile europene pe care s-a fundat Uniunea Europeană sunt respectate în România. Un alt obiectiv pe care l-am este facilitarea integrării cu prioritatea României în Schengen. Există foarte multe, pentru foarte mulți cetățeni, sau mulți consideră că nu are o atât de mare importanță intrarea României în Schengen pentru oamenii obișnuiți, dar din punct de vedere al afacerilor are un enorm de mare potențial și beneficiu pentru țara aceasta ca România să fie integrată în Schengen, pentru că poți să transporti mult mai ușor mărfuri dintr-o parte în alta, sunt o mulțime de facilități fiscale, de facilități economice în urma acestei integrări. Prin urmare, ca să poți să aduci prosperitate în România, ca oamenii să aibă salarii mai mari, pensii mai mari, să ai drumuri mai bune, mai cutare, nu ai nevoie de cât mai mulți bani la buget. Ca să ai cât mai mulți bani la buget, ai nevoie de business-uri care prosperă. Ca să ai business-uri care prosperă în România, un mod sau că pentru a duce prosperitatea business-urilor în România este integrarea României în Schengen. Prin urmare, al doilea obiectiv pe care l-am este acesta. Și am început deja să iau legătura cu foarte multe patronate din România, cu firme, să înțeleg mai bine care e nevoile pe care le au și să mergem în această direcție. În al treilea rând, un obiectiv pe care l-am este ușurarea, facilitarea deschiderii, aș spune, pieții vestice pentru produsele românești. Pentru ani de zile, vedeți și discuția care există acum în țară, mulți spun de ce numai noi primim, ați văzut, cu legumele, cu fructele, cu nu știu ce. Adică noi producem atât de multe lucruri aici și avem, din câte văd și aud de la foarte multe persoane, avem o problemă cu desfacerea. Dacă suntem partea acestei piețe comune, că așa s-a format inițial Uniunea Europeană, ca o piață comună de desfacere. Dacă vesticii vin și aduc produse în România, la fel de bine și noi putem duce produse în vest. Și aici ar fi cumva și o critică pe care am avut-o chiar publică președintelui Iohannis și celorlalte partide din opoziție. Adică e ok să-ți vină primul ministru al Austriei și să aibă conferințe de presă cu președintele Iohannis și să facă lobby firmelor austriece, iar un oficial român să nu poată să facă lobby pentru firmele românești. Când a fost ultima dată, de exemplu, când președintele Iohannis a mers într-o conferință publică externă și a lăudat firmele românești, că eu nu țin minte. Deci aici, asta înseamnă să spui țara pe primul loc, cum se spune și în America, country first, pentru că România înseamnă oameni, însă România înseamnă tradiții, România înseamnă și business. Iar ca să poți să aduci prosperitate în România, ca tinerii să aibă joburi, să nu plece, nu să-și lase acasă, să meargă să-și găsească casa prin alte țări, ai nevoie să ai un sector economic prosper în România și lucrul acesta se face promovând business-urile. So, al treilea obiectiv pe care l-am este acesta al găsirii mijloacelor, metodelor de a facilita ca produsele românești și serviciile românești să aibă o mai largă desfacere în piața vestică. Ce mesaj aveți pentru românii din străinătate? De ce ar trebui ei să se întoarcă acasă? Cred că fiecare motivele pentru care cineva din România, un român plecat în diasporă se întoarce acasă, pot să fie multiple. Nu știu dacă e cel mai potrivit să le spun lor de ce să se întoarcă. Fiecare are motive diferite. Ce pot să spun e ce vreau să fac eu pentru ei să găsească motive să se întoarcă. În primul rând, dacă întăresc sectorul de business din România, vor avea facilități pentru a prospera din punct de vedere economic, să nu mai fie nevoit să lucreze, știu, o mână ieftină de lucru în vest, ci să poată să lucreze în România și să-și întemeieze o familie aici. Ca o paranteză, venind din Statele Unite, am un prieten care e medic rezident și l-am întrebat, zic, vreau să-mi spui tu, sincer, din experiența ta, cum era viața de medic rezident înainte de proiectele implementate de Partidul Social-Democrat pe sănătate și după. Și mi-a explicat și zic, uite, poate tu ești subiectiv, vreau să-mi faci o întâlnire cu câțiva medici rezidenți și vreau să aud de la ei. O întâlnire neoficială, să spun așa, că n-am pozat, n-am făcut asta. Și o întrebare pe care le-am pus a fost așa, zic, vreau să-mi spuneți sincer, care vă e salariul sau cum vă era salariul înainte de politicile implementate de PSD și după. Și mi-am spus în felul următor. Înainte aveam 1700 de lei, mă refer în zona Clujului. Medic rezident, salariu 1700 de lei. 1000 de lei era chiria, 500 de lei benzina, motorina, mă rămâneam cu 200. Eu, zice, în fiecare lună trebuia să primesc bani de la părinți ca să pot să fiu medic rezident. Nu mai spun că, mă rog, ei nu primeau mită, să zic, da, să dădea mită pe la spital. Și zic, care e situația acum? Acum, zice, am salariul de 4700. Rămân în fiecare lună cu bani și pot să spun că în spitalele din Cluj nu se mai dă mită. Deci vedeți, o politică publică pe care o faci, care are efect asupra... Nu se mai acceptă mită. Pe de-o parte nu se mai acceptă, dar nici oamenii nu mai dau. Pentru că simt din partea medicilor și din partea cadrelor medicale că au salarii bune, nu mai așteaptă. Știți că erau, vă dați seama în ce situație erau puși. Că vorbim despre combaterea corupției. Practic nu se descurcau cu 1700 de lei în România, deci, vedeți, zilelor noastre. Când ne întoarcem înapoi, că toate aceste argumente de cauză și efect creează o cauză și efect ciclic. Ai un argument circular aici. Pentru că dai salarii mici în partea cealaltă și te aștepți ca o persoană cum e un doctor, de exemplu, să-ți producă servicii de foarte mare calitate. Nu se poate. N-ai cum. Că trebuie să înveți, trebuie să fii... Nu. Omul acela trebuia în fiecare zi să se preocupe cum își va plăti chiria. Și atunci dacă cineva îi întinde ceva pe sumasă, n-are de ales, situația îl pune să ia. Și atunci ca să eviți situația asta, să o previi, le-ai ridicat salariile și ai rezolvat o problemă. Vedeți, e un exemplu de politică socială pe care pot să o implementez, bine gândită, care are efect pe termen lung. Gândiți-vă că există în România în prezent zeci de mii de... vine cuvântul în engleză de shortages, nu sunt suficienți doctori pentru câte poziții de, de medici sunt în România, salariilor. O altă întrebare pe care le-am pus acestor medici, zic, ce zic colegii care v-au plecat, medici rezidenți? Și îmi spun, mulți ne sună să le explicăm cum să vină înapoi, mă rog, că sunt, am înțeles că sunt ceva documente de completat, pentru a veni înapoi, pentru că își dau seama cu salariul pe care l-au în România, dat fiind că poate au un apartament sau chiria e mai ieftină, rămân poate cu aceiași bani cu care rămân în altă țară și le e mult mai... Și sunt în țară. Exact, vedeți? Doar să spui, vină înapoi acasă, pentru că glasul pământului te cheamă, te cheamă. Vă spun sincer că de fiecare dată când veneam în România și veneam în timpul verii, primul lucru pe care îl făceam cum ajungeam la țară, zic, vreau să cosesc. Asta era prima, pe cuvânt, pentru că vrei să simți mirosul ăla cu care ai crescut. Alții îmi spuneau, mă rog, care de pe unde era. Aveam, de exemplu, prieteni din munții Apuseni care spuneau, când mergeam acasă, vreau să mă duc pe munte, să simt bradul, să simt. Știți, rămâi cu lucrul acesta de când ai fost copil și vrei să mereu îți aduci aminte de el, că de fapt ai acasă. Dar, mă rog, situația economică te face să mergi peste, mărșițele. Uite, poți să implementezi astfel de politici publice, lăsându-i pe oameni să decidă în fond și la urmă dacă vor să continue să trăiască acolo sau să se întoarcă acasă. Domnule Cristian Terheș, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Vă doresc mult succes. Urmează o perioadă agitată și să ne auzim cu bine. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumim.